Bună seara, stimați telespectatori, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Școala Gorjeană, de fapt o ediție specială a acestei emisiuni. Avem ca invitat pe domnul profesor Mihai Strate, directorul Liceului Tehnologic din Țicleni, căruia îi spunem bun revenit în emisiunea noastră. Bine v-am găsit și mulțumesc încă o dată pe această cale invitației. Facem o ediție specială, având în vedere că se apropie... Suntem în pline evenimente, dar în același timp se apropie și admiterea în liceu de săptămâna viitoare și am zis așa, înainte de a da drumul și la acest proces, să mai dezbatem o dată această problematică, mai ales că este mare gradul de interes, am văzut și la nivelul părinților și la nivelul copiilor, unde să facă opțiunile. Știu rezultatele la evaluare națională, astăzi s-au dat și rezultatele finale la contestații. Cât de curând, acum se știe și ce au făcut la bacalaureat, dar o să vorbim și despre asta mai târziu. Și cred că discuția noastră de aici o să și înceapă, și anume, începând de luni și până miercuri, în toate școlile gimnaziale din județ, elevii de clasa 8-a, absolvenții, cei care au promovat evaluarea națională, își vor da opțiunile pentru unul din liceele din Gorj. Printre aceste licee pentru care pot opta, este și cel pe care îl conduceți. Da, cu o mică observație, atât cei care au promovat, cât și cei care nu au promovat. Da, din păcate, o mică observație importantă. Este, zic eu, un neajuns al sistemului actual de învățământ, faptul că susțin acest examen destul de serios, examenul de capacitate, testările naționale, și chiar dacă nu promovează, adică nu obțin minim media 5, pot să opteze elevii școlilor gimnaziale la absolut orice profil din învățământul liceal. Consider că ar fi mult mai benefic dacă s-ar face o selecție, pentru că pur și simplu unii dintre ei chiar nu sunt pregătiți să urmeze cursurile liceale și cu atât mai mult, chiar dacă reușesc să finalizeze cei 4 ani de liceu, nu reușesc să promoveze examenul de bacalaureat și totodată nu reușesc să-și obțină diploma care practic le înlesnește drumul mai departe. Și a doua observație mică este faptul că începând de luni până miercuri, elevii școlilor gimnaziale se pot înscrie nu doar la liceu, cât și la școlile profesionale, având în vedere că din noi... Din nou o suprapunere de calendar, da, care nu știu dacă și are rolul foarte... Sperăm să reușim să realizăm planul de școlarizare și anul acesta, așa cum am făcut-o în ultimii ani, atât la liceu, dar mai ales la profesională. Liceul Tehnologic Țicleni a fost printre primele licee care a reînființat această școală profesională, această formă de învățământ profesional și tehnic cu durata de 3 ani, fiindcă eu consider că e o variantă și o alternativă mult mai benefică, în special elevilor care nu reușesc, așa cum spuneam, să promoveze examenul de bacalaureat. Și astfel reușesc în 3 ani de zile să se certifice într-o anumită meserie, după care pot să urmeze cursurile liceale ori la seral, ori la forma aceasta în ruta progresivă, dar în primul rând pot să se angajeze deja după 3 ani de zile, pentru că diploma, certificatul de competențe profesionale este recunoscut atât în țară cât și în Uniunea Europeană. Noi venim anul acesta în întâmpinarea elevilor care doresc să urmeze o școală profesională cu 2 calificări solicitate, așa cum vă spuneam și în emisiunea trecută, de către agentul economic cu care avem parteneriat pentru organizarea cursurilor de la școala profesională, și e vorba de 14 locuri calificarea sudor și 14 locuri la calificarea în domeniul mecanic, echipamente, foraj, extracție. Deci domeniul care, zic eu, că ne caracterizează și este emblematic pentru Liceul Tehnologic Țicleni. În trecut ne numeam Grupul Școlar Industrial de Petrol Țicleni, deci avem o tradiție în a școlariza în domeniul petrolului și gazelor naturale. Iar la liceu venim în întâmpinarea absolvenților de clasa 8-a, în special a celor mai buni dintre ei, cu o clasă iarăși care deja a ajuns la al 3-lea an. Școlarizăm deja de 3 ani de zile, suntem autorizați de către Ministerul Educației să școlarizăm în profilul uman specializarea filologie. Este un profil foarte solicitat, am văzut în fiecare an, este practic prima clasă care se completează. Zic eu, având în vedere și
ușurința cu care reușesc să promoveze examenul de bacalaureat, cei de la profilul uman față de cei de la profilul real sau profilul tehnic. Deci, ca și procent de probabilitate, am observat și observăm și zilele acestea că suntem în plin examen de bacalaureat, practic s-a încheiat ultima probă, se apropie de 100%. Nu dau examen la matematică, nu dau examen la proba a treia la biologie sau acolo unde de obicei se împotmolesc. Deci, pe lângă cele 28 de locuri la clasa de filologie, avem, că practic suntem, oferim o paletă largă de opțiuni în toate cele trei filiere, așadar, pe lângă filiera teoretică, avem și la filiera tehnologică, în profilul tehnic, 28 de locuri în domeniul IT, specializarea operator tehnician, operator tehnică de calcul. Este iarăși un profil care are priză în rândul absolvenților de gimnaziu. Cred că deja este a 10-a sau a 11-a promoție în cadrul liceului tehnologic pe această calificare, pe acest domeniu. Este alternativa profilului pe care îl aveam de matematică informatică, profil real, și cred eu că este mult mai benefic și se pretează mult mai bine la ceea ce avem la ora actuală pe piața forței de muncă, pentru că elevii dobândesc competențe atât în domeniul software, deci în domeniul IT, pe partea de birotică, de secretariat, dar și în domeniul hardware, adică de depanare, tot ceea ce ține de configurarea sistemelor de calcul, și ca atare este foarte solicitat atât de către băieți cât și de către fete. Deci este un profil care se adresează tuturor și vă spun sincer că stăm de vorbă cu foști absolvenți ai noștri și reușesc să se angajeze în acest domeniu. Adică în orice domeniu de activitate, până la urmă, tehnica de calcul este aproape vitală și nu se poate acum în niciun domeniu de activitate să mai lucrezi fără să ai cunoștințe de operare pe calculator și cunoștințe tehnice în domeniu. Am înțeles. Apropo de această ofertă, ea este una solidă și se face pentru toată zona. De fapt, Cicleniu nu mai este de fapt Cicleni, ci înseamnă învățământ liceal pentru toată zona respectivă, iar una dintre lucrurile, și am mai vorbit despre acest lucru, dar sunteți singurul caz din județ și de asta îmi place să vă fac să repetați acest lucru, că poate se întinde exemplu, sunteți singurul liceu care oferiți acest transport gratuit pentru elevi chiar și la mare distanță. Da, acest lucru s-a întâmplat acum mai bine de 5 ani de zile, când am constatat faptul că Cicleniu, nefiind poziționat geografic, din punct de vedere geografic, foarte, cum să zic, la îndemâna tuturor, deci liceul din Cicleni, neputând fi accesat de foarte mulți elevi, decât, practic, în Cicleni veneau doar elevii din Cicleni și câțiva, să zic, din Cărbunești și Peșteana, care erau mai aproape și aveau rute de transport direct, am observat și ni s-a solicitat de către elevii provenind din alte localități mai îndepărtate sau mai greu accesibile din punct de vedere al transportului, să facem ceva pentru ei, pentru a-i ajuta să vină la școală. Din păcate, internatul liceului este deocamdată nefuncțional, în sensul că am demarat un proiect prin care vrem să-l modernizăm și sperăm noi deja să se semneze contractul de finanțare în această vară, ca să putem demara lucrările din toamnă. Până atunci am reușit, printr-o colaborare de excepție cu agentul economic din zonă, inițial Petrom OMV, apoi a fost o companie cu care am colaborat extrem de fructuos 4 ani de zile, Petrofac, iar pot să vă spun că deja avem o lună de zile de când am semnat contractul de sponsorizare cu noul agent economic, cu Expert Petroleum, firma care operează în Cicleni toate operațiunile petroliere, și deja putem să îi asigurăm pe elevii noștri actuali și pe viitorii elevi ai Liceului Tehnologic Cicleni că din toamnă vom continua acest obicei al nostru de a-i aduce și a-i duce înapoi acasă, pentru că avem suficiente fonduri pentru a putea plăti operatorul economic care transportă elevii și cadrele didactice.
din rutele pe care le aveam până acum, cu o singură excepție, dacă până acum traseul din comuna Plopșoru se oprea la școala din centru, la intersecția cu satul Piscuri, acum am prevăzut fonduri până pentru a aduce elevii inclusiv de la școala Ceplea, deci din zona Izvoarele. Ceea ce pentru elevii din acea zonă reprezintă o alternativă în plus față de liceele pe care le aveau la îndemână, să zic așa, mai ușor accesibile, pentru că venim pe piață cu o ofertă pe care concurența de pe lângă noi nu prea o are, în special la școala profesională, unde vă spuneam sunt niște meserii cerute atât de către Expert Petroleum, cât și de Petrom OMV, dar și de alți agenți economici din județ. Știți că nu se mai găsesc meseria și la ora actuală, nu numai în domeniul pe care avem noi sudori și mecanici foraj extracție, dar în general nu prea mai sunt, pentru că a dispărut învățământul profesional și tehnic și tinerii pleacă de regulă în străinătate, dar pleacă necalificați. Cel puțin dacă doresc să fac această opțiune după finalizarea cursurilor școlii profesionale sau liceale, e bine măcar să plece calificați. Adică una este să se ducă să lucreze ca sudor, bine plătit, calificat pe o meserie, și alta este să se ducă la o muncă din asta necalificată, cum știm bine că fac marea majoritatea lor. Aflat în emisiunea Școala Gorjeană, domnul inspector școlar general Ion Ișvan spunea despre faptul că foarte mulți agenți economici, mult mai mulți ca altă dată, încep să constate că e nevoie de forță de muncă, așa face și Complexul Energetic Oltenia, cealaltă parte economică mare a județului, că pe lângă, de fapt, Gorjul era într-o vreme cunoscut pentru cărbune și petrol. Iată că petrolul începe să-și revină și el prin ce spuneți dumneavoastră, Complexul Energetic Oltenia finanțează niște clase, există și alte firme care sunt interesate de viitori angajați, încearcă să-i califice și asta înseamnă foarte mult. Da, și noi sperăm să, deja anul acesta a fost primul an când se va organiza învățământul dual în colaborare cu agenții economici. Noi, din păcate, n-am putut să înființăm școala profesională prin acest învățământ dual. Cei de la Expert Petroleum încă nu au intrat, ca să zic așa, în pâine în totalitate și începând din luna august a anului curent o să purtăm tratative cu dânsii, pentru că este benefic pentru ambele părți, atât pentru noi ca și școală profesională, cât și pentru agentul economic, care beneficiază de o serie de facilități dacă școlarizează elevii în cadrul societăților dumnealor. Da, și efectiv trebuie să schimbe, spuneam, salariații din aceste sectoare sunt destul de în vârstă. În vârstă, da. Și ei vor trebui înlocuiți. Dacă vrei să continui activitatea economică respectivă, trebuie să vii cu salariați noi și bine pregătiți. Și bine pregătiți. Asta e o cerință obligatorie pentru a putea fi angajat. Așa cum vă spuneam, sperăm ca în anul școlar următor, la oferta educațională pe care o vom promova din primăvară, să includem și o clasă pe învățământ dual. Deocamdată, cei de la învățământul profesional primesc doar acea bursă profesională din partea Guvernului României de 200 de lei. Am înțeles că se va mări la 250. Pe lângă aceasta, așa cum vă spuneam, noi le oferim transport gratuit și sperăm cât mai curând să le putem oferi și cazare. Depinde, v-am spus, de cât de repede ne vom mișca cu procedurile acestea de achiziție, de reabilitarea internatului, pentru că, așa cum discutam în Țicleni, am gândit un proiect atât pe termen mediu și scurt, dar în special pe termen lung, împreună cu administrația publică locală, căreia și pe această cale îi mulțumesc pentru tot sprijinul acordat de-a lungul ultimilor ani. S-a investit foarte mult în școlile din Țicleni, dar sperăm să realizăm un pol de educație în Țicleni, sperăm să atragem, așa cum atragem și în prezent, cum remarcați și noastră, faptul că mai mult de jumătate din elevii liceului nostru provin din localități limitrofe, nu sunt neapărat din Țicleni. Ne dorim foarte mult să reabilităm și să modernizăm învățământul profesional și tehnic, atât la școala profesională, cât și la profilurile tehnice din cadrul liceului și școala pozițională, școala de maestri, prin reabilitarea și dotarea atelierelor școală, unde consider eu că este esențial să ai absolut tot ce trebuie pentru a face practică
adevărat în sensul cuvânt, în adevăratul sens al cuvântului, pentru ca elevul să-și deprindă abilitățile practice de care are nevoie în meseria pe care o va practica mai departe. Și, așa cum vă spuneam, ne dorim ca să putem oferi și această facilitate de cazare, nu numai elevilor care vor frecventa cursurile instituției noastre, dar ne dorim să accesăm pe fonduri europene și să devenim furnizor de educație, furnizor de training, ca să zic așa, să facem practică și cu elevii provenind din școli din Uniunea Europeană pe acest segment, pe această nișă unde practic cel puțin în zona noastră, în Oltenia, suntem singurii care oferim în domeniul petrolului și gazelor naturale calificare și certificări în diverse meserii. Și există tot mai multe informații acum, de adevărat deocamdată doar pe mediul online, dar probabil vor apare. Se fac din nou prospecțiuni, se pare că rezervele nu sunt atât de epuizate cum se atât spunea. Atât de petrol, dar în special rezervele de gaze naturale sunt exploatate și cu siguranță vor mai fi mulți ani de aici înainte. Dar noi pregătim tinerii absolvenți în domeniul petrolului și gazelor nu doar pentru companiile din zonă. Foarte mulți din ei pleacă, își găsesc de lucru în străinătate sau la alte companii care operează în România. Chiar zilele trecute m-am întâlnit cu un fost elev, lucrează în cuveit și când mi-a spus ce salariu are pe lună acolo, mi-a fost rușine să-i spun. Cam un director pe an sau cam, ceva de cam așa ceva, poate chiar așa. Mai mult. Așa că este un domeniu de asta și școlarizăm în acest domeniu tehnic, pentru că sunt meserii care sunt căutate și nu doar căutate, sunt și bine plătite și sunt destul de greu de găsit. Așa cum discutam, dacă totuși sudori, ospătari se mai găsesc și pe la alte licee se mai pot forma sau pot să faci un curs. Sunt cursuri în acestea de calificare de nivel 2, de nivel 3. În domeniul, deci curs de sondor mai greu și chiar dacă ai acel certificat de calificare ca și sondor, cu siguranță nu poți să deprinzi de la un furnizor de educație ceea ce poți să deprinzi în 3 ani de zile la școala profesională. Da, participam la o discuție cu câțiva agenți economici în urmă cu circa 2 ani și care spuneau că ei ar prefera să aibă absolvenți de școală profesională, era atunci când abia se reintroducea învățământul profesional, decât cei prin AJOFM sau diverse firme de genul acesta, pentru că nu, chiar dacă li se spune și li se arată ce să facă, n-au deprinderea aceea de care se creează pe o practică pe mai mulți ani și din cauza aceasta făcuți la apelul bocancilor, de multe ori nu poți să te contezi pe ei într-o firmă, pentru că nu poți să deprindă meseria în câteva săptămâni sau ceva de genul acesta. Chiar dacă se presupune că sunt majori cei care accesează acestea, că sunt în șomaș și trebuie să facă aceste cursuri. Da, tocmai de asta vă spuneam că intenționăm și noi să școlarizăm un sistem dual și nu doar pentru anul școlar următor, dar și din acest an școlar care debutează în toamnă. Avem o deschidere foarte mare și neașteptată din punctul meu de vedere, dacă până acum ne izbeam de tot felul de proceduri pe care le au și operatorii economici, în special în domeniul extracției petrolului și gazelor naturale, unde gradul de risc și este destul de mare. Ei au o politică foarte bine pusă la punct în ceea ce privește securitatea și protecția muncii. Din acest an avem confirmarea că elevii noștri vor putea face practică efectiv în câmpul muncii, deci la operatorul economic din zonă, vor putea să vadă cum se practică și cum se face meseria de petrolist. Și acest lucru, bineînțeles, că este benefic pentru ambele părți, dar în special pentru tinerii absolvenți care, în momentul în care își obțin certificatul de calificare, pot să se angajeze ca și cunoscători deja ai meseriei, nu mai trebuie să se califice la locul de muncă. Vorbim de o perioadă fierbinte și la propriu și la figurat. Da. Fierbinte ca și temperatură a fost acest bacalaureat, de fapt și evaluarea națională s-au desfășurat la temperaturi foarte înalte, bacalaureatul chiar pe coduri, deci pe cod galben, cod portocaliu astăzi. Și mâine cod roșu. Da. Problema aia, însă au fost niște examene în general lipsite de probleme, nu numai la Gorj, ci în toată țara.
dar care au arătat, cel puțin asta fiind percepția, să zicem, a două licee pe care Colegiul Național Tudor Vladimirescu, Colegiul Național Ecaterina în cazul meu, percepția a fost că copiii s-au dovedit bine pregătiți, adică nu a apărut să li se pară subiectele, ceva ce n-ar fi făcut, adică de dificultate medie. Atunci când ești bine pregătit, totul ți se pare relativ ușor. Și eu am observat asta, așa cum spuneați la Colegiul Tudor Vladimirescu. Mi s-au părut, de altfel, elevii mult mai bine pregătiți și din punct de vedere mental, ca să zic așa. Deci au abordat examenul de bacalaureat cu o altă atitudine, s-au pregătit. Am observat asta și la absolvenții, la promoția de anul acesta de la liceul nostru. Au fost mult mai bine motivați, ca să zic așa, și au luat mult mai în serios acest examen, s-au pregătit, am văzut niște rezultate surprinzătoare la simularea din primăvară, unde o clasă a avut probabilitate de 100%, acum aștept și eu cu nerăbdare miercuri afișarea rezultatelor să vedem ce au făcut și în teren, ca să zic așa, în real. Dar nu pot decât să mă bucur că încet, încet s-a schimbat atitudinea și percepția lor față de examenul de bacalaureat și profit de această ocazie pentru a anunța că suntem și noi parte din acel proiect derulat de Ministerul Educației Naționale, programul ROSE, da? Unde se dorește și un program care se derulează pe 4 ani de zile, deci practic cei care vor veni în toamnă ca și elevi ai instituției noastre vor putea participa pe parcursul întregului liceu în acest proiect. E un proiect prin care se dorește, exact cum discutam mai devreme, motivarea lor și pregătirea lor pentru acest examen de maturitate, cum îi zicea odată, pentru a determina elevul să își dorească obținerea diplomei de bacalaureat, fiindcă de multe ori în ziua de azi elevii nu mai dau importanță și în general societatea auzi des sintagma, păi și ce dacă am diplomă, că oricum nu găsesc de serviciu, oricum plec în străinătate sau mai știu eu ce fac. Este o diferență majoră între a avea sau nu avea diploma de bacalaureat, este o diferență majoră între a fi sau a nu fi calificat. Este o diferență majoră a fi angajat necalificat sau pe un salariu minim pe economie și a avea o calificare din care poți să obții venituri mult mai mari. Și tocmai la acest aspect și în acest domeniu vom încerca să punem accent în următorii 4 ani. Deja am creionat aplicația de proiect pe care o vom depune până la sfârșitul lunii iulie, care cu siguranță va fi acceptată, fiindcă este un program în care nu este concurențial, adică fiecare liceu inclus în program va primi o finanțare, un grant în valoare de 75, 100 sau 150 de mii de euro în funcție de mărimea și dimensiunea activității liceului respectiv. Noi ne încadrăm undeva în jurul valorii de 100 de mii de euro care vor fi investiți efectiv în pregătirea elevilor, atât din punct de vedere teoretic, deci se vor face meditații gratuite, ore de pregătire, tabere, excursii în domeniul acesta al pregătirilor, dar vom lucra foarte mult și am încercat să pun accent pe dezvoltarea lor personală și prin motivarea lor, prin lucrul la atitudinea elevului față de acest examen. Că până la urmă, elevul, dacă îl motivezi și dacă îl determini să vrea acest lucru, e foarte ușor să învețe. Așa cum remarcam și discutam mai devreme, nivelul subiectelor este din ce în ce mai scăzut și anul acesta am înțeles că s-a dat destul de ușor la bacalaureat și la testările naționale. Deci, subiecte de dificultate medie. Medie, deci este ușor accesibil să promovezi acest examen dacă îți dorești. Deci singura condiție este să vrei. Și dacă totuși ai condiția să vrei și să mergi la ore, adică chiar dacă nu se cer, nu neapărat că subiectele presupun performanță, presupun un anumit bagaj de cunoștințe. Deci dacă nu te-ai dus la școală sau te-ai dus ca să arăți o ținută nouă, se poate să ratezi acest examen. Noi am început încă dinaintea acestui proiect, de vreo câțiva ani de zile, facem acele pregătiri gratuite în cadrul școlii după orele de curs, unde la început, vă spun, participau foarte puțin sau aproape lipseau. Deci elevii nu erau motivați, nu interesa să se pregătească pentru acest examen, tot încercau sau credeau, așa cum se ducea din mitologie, ca să zic așa, se ducea vorba că
există și alte căi de promovare, au observat de câțiva ani de zile că trebuie să fie serios și altfel nu pot să promoveze și vă spun sincer că anul acesta cred că au participat toți elevii de la clasa a 12-a la aceste ore de pregătire, în special pe matematică. Păi de-aia au luat și simularea. Da, da, da. Acum așteptăm și rezultatele. Vor fi rezultatele foarte bune și care acum. Și mulțumesc colegilor mei care au pregătit și pot să-i anunț că din toamnă vor fi și remunerați pentru această muncă pe care o făceau benevol și din dragoste față de școală și față de copii. Am încercat, iarăși am început un proiect care prinde și am văzut că dă rezultate la profilul uman, la filologie, un proiect educațional pe artă și comunicare în parteneriat cu o asociație de la teatru Elvira Godeanu și elevii sunt foarte deschiși, am văzut că participă număr exagerat de mare la cursurile pe care le fac după ore, deci preferă să rămână. Iată că există și activități cu care putem să-i atragem, să nu mai plece în diverse alte, să nu mai aibă alte opțiuni sau să rămână în cadrul școlii organizat și să participe la aceste cercuri de creație literară, de comunicare și... Păi, cred că aveți la Țicleni, spre deosebire de alte orașe, spre deosebire de municipiul Târgu Jiu, să zicem, unde există mult mai multe opțiuni, mult mai multe oferte, în Țicleni liceul reprezintă foarte mult, deci trebuie să asigure și partea culturală a activității, chiar dacă cred că aveți o casă de cultură. Avem casa de cultură, da. Foarte bine pusă la punct și culturală și sportivă. Da, deci totul... În incinta liceului, da, tehnologic Țicleni... Rolul acestei instituții învățământ în viața comunității este mult mai mare decât în alte localități sau în municipiul, da, Târgu Jiu, unde există foarte multe alte tentații. Suntem poziționați și în centrul orașului, așa cum vă spuneam, porțile noastre sunt deschise mereu, la orice oră, toți elevii, dar și nu doar elevii, ci locuitorii orașului în Țiglen își desfășoară activități sportive, avem o bază sportivă pe care am reabilitat-o acum 2 ani de zile, de excepție, aș putea zice că în municipiu, de exemplu, nu am văzut nicio bază să se ridice la acest nivel. Sală de sport, se desfășoară diverse activități și culturale, așa cum spuneați, avem un anfiteatru cu o capacitate destul de mare și, în general, am încercat să venim în întâmpinarea elevilor noștri cu o ofertă extrem de variată și de bogată pentru a-i determina să opteze pentru școală și pentru activități sportive și culturale în detrimentul altor activități mai comerciale, ca să zic așa. Din văzând, să spunem așa, activitatea școlară din ultimii ani la nivel de liceu, suntem în perioada, de fapt s-a vorbit acum probabil noua conducere a Ministerului și pe această cale salutăm revenirea în fruntea Ministerului Educației, a mai fost pentru un mandat scurt a domnului Liviu Marian Pop, care vine din învățământul preuniversitar și probabil știe mai bine doleanțele, să zicem așa, ale sistemului. Se pune problema să se schimbe lucrurile și la nivel de liceu. Deci dacă anul acesta din toamnă se intră pe programe noi la gimnaziu, urmează să se întâmple și la liceu acest lucru și poate să corecteze anumite lucruri. Dar, pentru că suntem în perioada bacalaureatului, ne izbim de această chestiune. Nu mă refer la faptul că sunt N specializări și N probe, că astăzi au fost 11 până la 15 subiecte, tipuri de subiecte. Cred că ar trebui să se normalizeze cumva acest lucru, adică pe învățământ tehnologic o variantă, pe învățământul umanist... Cu subiecte din... Da. Cred că ar trebui cumva corectată această situație, pentru că altfel ne trezim de asta și poate și lipsa de atracție a unor elevi de a mai merge spre bacalaureat. Intră cu acele note foarte, foarte mici și nici nu îi mai interesează sau nu ia în calcul vreun moment ca să dea și bacalaureatul. Da, noi tocmai la cei de la tehnic vrem să lucrăm la atitudinea lor, fiindcă chiar dacă ei după cei 4 ani de liceu dobândesc acel certificat de calificare, care, așa cum vă spuneam, e recunoscut și în Uniunea Europeană și pot să lucreze oriunde cu el, diploma de bacalaureat le asigură
șansa și de a urma apoi învățământul superior, de a-și dobândi o nouă calificare, de a face o facultate pe domeniul pe care l-au urmat. General, la noi de la învățământul tehnic merg mult spre politehnică, spre partea tehnică a învățământului superior, iar cei de la filologie merg în partea aceasta umană. Noi sperăm ca pe lângă acest program pe care îl derulăm în cadrul programului ROSE al Ministerului Educației, să reușim să mai accesăm și alte proiecte europene, alte programe. Am depus, așa cum vă spuneam, emisiunea trecută, în primăvară, două aplicații pentru stagii de pregătire practică și mai avem în străinătate, pentru ca elevii să-și facă practica în străinătate. Sunt derulate prin programul acela Erasmus Plus al Ministerului Educației prin Agenția Națională de Formare Profesională. De asemenea, suntem în stand-by și așteptăm evaluarea pe POCU, pe fostele programe POSDRU, unde din nou am aplicat pentru un proiect destul de mare și care se întinde pe o perioadă de 3 ani de zile și cu o finanțare destul de generoasă, tot pe stagii de pregătire practică, de data aceasta în țară. Deci încercăm o colaborare în eventualitatea în care va fi finanțat. Deocamdată nu se știe nimic, nu au fost publicate rezultatele evaluărilor, nici pe POCU, nici pe Erasmus. Am înțeles că în luna august sperăm să fie darnică cu noi, chiar dacă e mai secetoasă din punct de vedere meteo. Așteptăm aceste rezultate în speranța de a-i atrage cât mai mult pe elevii noștri să participe la aceste proiecte, să poată să facă un stagiu de pregătire fie în țară, fie în străinătate, pentru că cu siguranță își vor schimba și mentalitatea în ceea ce privește viitorul pe care și-l doresc, în ceea ce privește opțiunile pe care vor să le facă după finalizarea ciclului liceal sau profesional. Da, din ce, apropo de programe de tip POCU, sunt ceva probleme, dacă am înțeles bine, cu sunt finanțarea. Blocate. Da, sunt blocate pentru că România accesează mai greu în primii ani ai intervalului aceste proiecte cu finanțare europeană. N-avem agențiile acreditate, ceva de acest gen. Da, sunt probleme birocratice. Da, birocratice, și dar asta ne privează de a face mai mult. Tocmai de aceea noi încercăm la începutul săptămânii viitoare chiar o dezbatere în care încercăm să atragem și autoritățile, și deci autoritățile locale și cele județene, inclusiv școlile. E nevoie de o strategie coerentă în privința investițiilor în reabilitarea unităților de învățământ ca pas spre progresul, de fapt, al educației. Și mă refer aici, această strategie se încerca să fie demarată de acum un an și ceva. Nu se prea mai vorbește nimic, este culmea, e un proiect cu finanțare europeană, dar nu se prea mai vorbește nimic de acest lucru, iar de o strategie în care să știi că, uite, băgăm bani la țiclen, dar știm ce vrem să facem în următorii ani, sau băgăm, da, nu știu la care localitate și închidem școala după un an de zile. Poate echivalentele, sumele fiind echivalente. Nu e normal așa, adică dacă avem niște fonduri, care nu sunt nici foarte mari, dar nici foarte mici, n-ar rău să le irosim pe ceva pe care nu mai putem să folosim în perioada următoare. Eu, din câte știu, există în programul de guvernare al actualului guvern și acest proiect de reabilitare, în special a atelierelor școală pentru liceele de reînviere a învățământului tehnologic. Până la urmă, așa este în toată lumea, sunt două tipuri în sistemul de învățământ sunt două mari, ca să zic așa, clustere. Unul merge pe învățământ general pentru a merge mai departe la învățământul superior, iar marea masă, în general, în țările dezvoltate în Uniunea Europeană, până la 80% e ponderea învățământului tehnologic, învățământul tehnic și de servicii. Pentru că, până la urmă, societatea își dorește să formeze oameni pentru a le asigura inserția mai apoi pe piața forței de muncă la un nivel de mediu calificat. Sunt foarte puțini cei care merg mai departe pe învățământul superior, fiindcă diferența de salarizare între absolvenții școlilor tehnologice, tehnice și ai celor de învățământ superior, care finalizează și facultatea, este foarte mică. Stăteam de vorbă cu
câțiva directori din Turcia și îmi spuneau că la ei cam 10% din absolvenți merg mai departe la facultăți. Restul preferă, chiar dacă sunt elevi foarte bine pregătiți, preferă să se angajeze imediat după finalizarea școlilor tehnice sau profesionale sau a liceului tehnologic, pentru că se angajează la un nivel de salariu, de salarizare, îmi spunea, undeva în jur de 1000 de euro, iar absolventul cu studii superioare câștigă 1200, deci diferența nu este foarte mare și atunci ei preferă, bine că în Turcia, fiind o economie emergentă și foarte dezvoltată, au și unde să se angajeze. Aici e problema la noi, deocamdată lipsesc marile, ca să zic așa, oportunități. Încet, încet sper eu să se dezvolte și în micile orașe sau în zona rurală, să se dezvolte mici afaceri prin diversele programe care am văzut că încearcă să se demareze la nivel național și atunci automat elevii vor avea, absolvenții vor avea și o altă oportunitate decât aceea de a merge peste hotare și a lucra în condiții nu tocmai bune și departe de casă, așa cum discutam chiar cu domnul general la o ședință. Cred că dacă i-ai oferi absolventului de liceu sau de școală profesională un salariu minim de economie, să zic, minim net de 500 de euro, ar prefera să lucreze în țară decât să meargă pe 1000-1500 în străinătate și să rămână poate cu mai puțin decât ar câștiga în țară. Da, și fiind plecat departe de familie, de casă și toate celelalte. Da, cred că ar fi, dacă am reușit să facem acest lucru în următorii ani, cu siguranță am reușit să ținem mai mult tinerii acasă, pentru că deja începe să devină un obiectiv. Da, nu să se întoarcă cei care au plecat, că e foarte greu, ci să nu mai plece cei mai care se ridică. Pentru care că, iată, specialiștii se pot ridica din ce faceți dumneavoastră la Țișplen, din ce se face în oricare alte școli din județul Gorj. Dar problema e că această forță de muncă calificată și cu costuri, pentru că costă mult să formeze acești tineri, să beneficieze și cei care investesc în asta, comunitățile locale. România, în general, investește mult în acești copii și apoi ei pleacă spre alte țări. Să reușim să-i ținem acasă. Și s-ar rupe oarecum și cercul acesta vicios, având în vedere că părinții elevilor pe care îi școlarizăm la ora actuală sunt foarte mulți plecați în străinătate. Să știți că e foarte greu să lucrezi, am observat diferențe majore în comportament, în atitudinea și în rezultatele elevilor care sunt supravegheați și îndrumați și consiliați de părinți pe care i-au aproape, care i-au lângă ei și cei care sunt crescuți de bunici, de mătuși, de rude sau chiar de prieteni. Deci este, din punctul meu de vedere, vital ca un elev în a ajuta în dezvoltarea sa personală să fie toți cei trei factori, atât părinții, cât și profesorii și școala, dar mai ales ei. Trebuie să se automotiveze, să se ajute, să-și dorească, să se autoperfecționeze și, normal, de ce nu să-și dorească un trai mai bun și pentru asta trebuie să știe exact care sunt pașii ce trebuie urmați, trebuie să știe exact pe ce calificare trebuie să meargă și profit de faptul că am ajuns iarăși în zona aceasta să se gândească foarte bine, să cântărească acele opțiuni pe care le vor face luni, marți și miercuri și să opteze în cunoștință de cauză și să aleagă o meserie de viitor sau o meserie cu care cu siguranță își vor găsi un loc de muncă după finalizarea liceului sau școlii profesionale. Da, e important acest lucru și cred că ar trebui să trecem și deja unii dintre părinți au început să treacă peste asta, dovadă că învățământul profesional a început să devină o atracție pentru ei. Să nu ne mai orientăm, adică știi, face toată lumea liceul că îl face sau că poate să-l facă chiar cu acele medii, că bun, vor fi medii mici care unii vor pleca la liceu, dar să se gândească că n-au nicio șansă să termine liceul, că fac practicanii aceia de liceu degeaba, fără diplomă, îi fac degeaba și să se orienteze și dacă ei sunt buni, pot să facă după aceea și liceul într-un alt ritm, să spunem așa. Pot să urmeze în special la cursurile liceale seral sau fără frecvență, au posibilitatea să se angajeze și să-și facă și în timpul ăsta au și calificarea paralel, necesară. Să sperăm, așa cum vă spuneam la debutul misiunii, că se vor gândi actualii guvernanți și în special domnul ministru Pop, care provine din învățământul preuniversitar și știe foarte bine problemele cu care ne confruntăm, că vor impune
acel barem minim pentru a promova la liceu, fiindcă noi ne confruntăm, de ce să nu recunosc acest lucru, în special liceele tehnologice, cu elevi care intră la liceu cu medii foarte mici și e foarte greu să-i aduci de la media 2-3, să-i aduci la minim media 6 să promoveze examenul de bacalaureat. Pe când am cunoscut, să știți, avem deja 3 clase de profesională și am cunoscut elevi foarte bine pregătiți, atât din punct de vedere al învățământului general, deci au cunoștințe care pe mine m-au uimit, de matematică sau de fizică, deci de în domeniul obiectele reale, dar sunt foarte buni meseria, sunt foarte bine pricepuți absolut în orice domeniu, dar în special în cel în care se califică. Și sperăm din tot sufletul să-i atragem și în acest an să vină cât mai mult să se îndrepte către școala noastră profesională. Profit acum de ocazie să mă adresez și celor mai în vârstă sau absolvenților de liceu care nu au reușit să promoveze bacalaureatul, să știe că la Țiclen funcționează și o școală post-liceală deja de 3 ani de zile. Este al treilea an când venim cu o ofertă în învățământul post-liceal, practic învățământul terțiar este undeva între învățământ liceal și învățământ universitar. Absolvenții școlilor post-liceale primesc un certificat de calificare de nivel 5, spre deosebire de certificatul de calificare liceal care e de nivel 4, iar de la universitate primesc nivel 6, deci este undeva la mijloc. Este foarte ușor să se califice din punct de vedere al perioadei de școlarizare, fiindcă școala post-liceală funcționează doar pe perioada a 3 semestre, deci practic într-un an jumătate pot să-și dobândească o nouă calificare, pot să se reorienteze. Ne adresăm în special celor care lucrează în zonele acestea mono-industriale, adică sunt calificați doar pe o singură meserie și am venit în întâmpinarea lor an de an cu calificări și cu certificări solicitate. Anul acesta, de exemplu, avem 2 clase la post-liceală, 28-30 de locuri la tehnician transporturi auto intern și internațional și 30 de locuri în domeniul informatic pe tehnician în automatizări. Sunt meserii, iarăși, care ne-au fost solicitate și de către agentul economic din zonă de la noi, dar am observat că sunt foarte căutate chiar la JOFM. Am observat foarte multe anunțuri de angajare în aceste domenii și nu găsesc personal calificat. Pe lângă școala post-liceală avem o tradiție, acum mă adresez unui segment și mai în vârstă, ca să zic așa, celor care deja activează, deci lucrează în domeniul petrolului și gazelor naturale. Școlarizăm la școala de maestri. Avem 30 de locuri pentru maestri mecanici la exploatarea, întreținerea și transportul țițeiului și gazelor naturale. Deci se adresează acelor care lucrează deja în domeniul petrolier și vor să avanseze, să-și obțină această diplomă de nivel 5. Am înțeles, o ofertă foarte bogată. Haideți să mai repetăm în finalul emisiunii și pe cea de la liceu. La liceu, așa cum spuneam, avem 2 clase. Una pe învățământ pe filiera teoretică, una pe filiera tehnologică. La teoretic am ales în acesta în profilul uman, în detrimentul celui real pe care îl aveam până acum. Sper și îmi doresc ca din toamnă, dacă vor fi solicitări din partea elevilor de clasa a 7-a, am zis că o să demarăm o procedură în anul școlar următor de chestionare a lor pentru a vedea înspre ce se îndreaptă și dacă vor fi solicitări, vom include în oferta școlarizare pentru la anul și matematică informatică. Anul acesta mergem tot pe filologie, iar la învățământul tehnic avem în domeniul electronică și automatizări, avem tehnician operator tehnică de calcul, tot 28 de locuri, deci cele 2 clase pe învățământ liceal, având în vedere că și absolvenții din orașul Țiclen sunt mai puțin numeroși anul acesta, de aceea nu am inclus 3. Avem cea de-a 3-a clasă de învățământ profesional, care are o calificare mixtă, sunt 14 locuri sudori și 14 locuri mecanic la echipamente furaj-extracție. Deci, cei care s-au uitat la noi, cei care sunt din zona respectivă, și am spus o zonă destul de largă, nu se rezumă numai la Țicleni,
pot să fac aceste opțiuni să țină cont în zilele ce urmează. Vă urăm succes, vă mulțumim pentru prezența la această emisiune. Și eu vă mulțumesc și îi așteptăm cu drag pe viitorii noștri elevi și succes în continuare, deși au finalizat examenul, baftă la rezultate, sperăm să anul acesta să sărim de procentul de 30-40% unde ne situăm de obicei la bacalaureat. Da, și unde cam merge învățământul tehnologic. Da. Dragi telespectatori, a fost cu noi domnul Mihai Strate, directorul Liceului Tehnologic din Țicleni. Mulțumim pentru atenție, la revedere! La revedere!